exclusivitatea serii, doamnelor și domnilor, pe formulele acelea, cum vă explicam, la guvern se întâmplă asta și o să vedeți imediat aici pe ecranul din spatele meu ce se întâmplă cu domnile voastre în funcție de anul de naștere. Și s-au făcut simulări din, începând cu cei care s-au născut în aprilie 1944 și aici, atenție, contează foarte mult în noua formulă de calcul dacă sunteți femeie sau bărbat. De aceea primele tabele și primele simulări sunt pentru femei. Deci pentru cei care s-au născut în aprilie 1944 și teoretic s-au pensionat la limită, la limita legală în aprilie 2001, dar mulți s-au pensionat înainte, evident, asta e realitatea. Pentru ei procentul de creștere, atenție, este zero, la fel se întâmplă cu cei care s-au născut până în noiembrie 1945, 067. Haideți să derulăm un pic. Vedeți, procentul crește 46, 47, 167, 2%, adică procente foarte mici. Pentru cei care au ajuns să se nască femei, deci rețineți femei, decembrie 1948, procentele deja ajung undeva la 367, 467, mergem mai jos. Și atenție, opriți, derulați un pic în minus, ca să zic așa, nu putem înapoi, dar vă spun eu așa, începând cu 1950, procentul ajunge undeva la 7% și cel mai mare procent, uitați acolo, în decembrie, 1951, naștere, anul nașterii, aveți o creștere de aproape 12%. Și începe, de fapt, aici, știți cum, diavolul stă în detalii, deja din ianuarie 1952 aveți deja o scădere, pentru că, și aici poate să vă explice doamna Barcari, după ianuarie 2011, în România intervine o altă legislație. Coeficientul de corecție. Coeficientul de corecție. Și, practic, toate aceste persoane, vedeți, după pensionarea în ianuarie 2011... Asta pentru cei care au avut condiții normale de lucru. Normale, stați că ajungem și la grupe, acolo e dezastru. Bun, și mai mergem cu femeile, haideți rapid până la final. Vedeți, după ce scade pentru mulți ani, începând cu, atenție, 1954, an de naștere, începe de aceea să, de asemenea să aveți procente importante de creștere a pensiilor, cam 10-11%. Și asta se întâmplă până... începând cu cei care s-au născut prin 58. Decembrie 58-59. E, stați, opriți și putem să dăm de la început. Haideți să dăm de la început, pentru că acolo e, de fapt, cea mai mare scădere. Chiar și dacă ați... haideți, spre final vreau. Așa, mai derulați. Extrem, extrem de important. Derulați. Mai. După aceste mai derulăm. Mai? Aici. Oprim aici. Începând cu septembrie 1958, ca dată de naștere, începe scăderea și ghilotina. Octombrie. De fapt, vedem noiembrie 2019. Aici intervine acel indice de corecție 1.41. Aici scăderile sunt masive. Minus 11%, minus 10% la femei. Cam astea sunt simulările. Explicați dumneavoastră ce a fost nenorocirea asta cu indice de corecție 1.41. Problema este că indicele de corecție trebuia să meargă în tandem cu un indice de inflație. Dar pentru că în lege nu a fost menționată data la care să se aplice indicele de inflație, a fost tot amânat, de nu s-a aplicat vreo 4 ani de zile. Ori, între timp, acest decalaj creat de indicele de corecție care a tot crescut s-a accentuat pentru cei pensionați anteriori, care pe aceleași valori ale punctajelor rămâneau în urmă cu pensii mai mici. Au fost pensionari care au căzut în psihoză, au făcut psihoză pentru că s-au pensionat în decembrie 2019 cu un coeficient de corecție de 1,2 și în ianuarie colegii lor cu aceeași situație, pentru că aveau coeficient de corecție 1,41, au avut și cu 1.000 și cu 2.000 de lei mai multă pensie. Au căzut în depresie. Ori, dacă s-ar fi aplicat indicele de inflație, n-ar mai fi fost atât de dură situația. Dar ea s-a accentuat. Înainte să trec la bărbați, vreau să-l întreb așa pe Răzvan Savaliu. Cum ți se pare asta? Se pare echitate din ce am arătat pentru doamne? Sau nu? Eu înțeleg că nu mai e nevoie de oameni în vârstă.
Și trebuie să fie măturat, să plece acasă, să moară liniște. Eu așa înțeleg. Ieșire din sistem, mai galopant așa. Adică statul cumva... Eu așa văd, dar nimeni nu are o empatie pentru pensionarii în România. Legile pentru ei se amână, aveți atenție, se amână de la un an la altul, facem altele, facem altele. Dar nu e empatie nici pentru cei care muncesc, vă demonstrez. Și de fapt e o joacă cu nervii oamenilor, e o joacă cu... Cu fondul de pensii, știți ce s-a întâmplat? Era un fond de pensii în care oamenii cotizau. A devenit un capitol bugetar. Da. A venit un capitol bugetar și au politicienii de acolo cât vor, cum vor și nu dau socoteală nimeni. Și o să arătăm ministrul acela, bătaie, cum e în plină criză. E o bătaie de joc. Zice, tăiem, tăiem, el își marșează salariile. Haideți să vedem bărbații, doamnelor și domnilor, pentru că după aceea o să am și un breaking news, înțeleg, o arestare, din nou o mită, un primar prins cu mită. Facem pariu, o fi PSD-ist, o fi penelist. Ia, ziceți repede, PNL-ul, PSD-ul, de la cine o fi? Eu sper să fie de la USR. De la USR, perfect. Ah, o să vedem. Cred că o să fie de la Republican. Eu sper să nu fie, să nu fie un funcționar public, indiferent de unde este. Primar, funcționar public nu se poate. E sigur primar privat nu există. Oricine, ori de unde ar veni, imaginea este dezastroasă. O să facem breaking news-ul imediat. Acum să vă arăt ce se întâmplă cu bărbații, doamnelor și domnilor. Că ne-am lămurit cu femeile. Cu femeile, da. Dar e cumva corect, pentru că bărbații au fost dezavantajați prin acest... stadiul de cotizare complet, pentru că la femei erau 25 de ani, la bărbați 30. Pe urmă, chiar dacă la femei a crescut încet, încet, la bărbați a crescut până la 35, până în 2015, când toți au avut de atunci 35 de ani stadiu de cotizare. Și atunci este cumva mai corect, adică ca procentele alea să crească. 20%, atenție, nici o femeie nu primește 20%. Nu, dar au avut stagii mai mici. Bărbații primesc 20% și chiar mai mult. Cei mai dezavantajați, cei în născuți începând cu 1939 până prin 1945. Hai să derulăm ca să vedem și breaking news la acela. Vedeți? 41-21%, născut în 42-21-67. Hai să derulăm și ajungem, uitați, la 23% creștere, cel, de exemplu, născut în decembrie 1943. Derulăm din nou. Și ajungem la 28% pentru cei care s-au născut iulie în 1945, prin lunile de vară. Și mergem până... Oprim aici. Opriți aici. Cea mai mare creștere, 30,67% la bărbați. Un bărbat care s-a născut în 1946 și s-a pensionat la termen în 2010. Și după aceea începe scăderea. De ce? Vă explică din nou, pentru doamna că s-a trecut la stadiul de cotizare ăsta în tranziție până la 35 de ani completul, până la cei născuți în 1950. Bărbații născuți din 1950 au trecut toți mai departe pe 35 de ani. Și aici începe să se mai armonizeze. Dar la decret cei născuți de până 67-69. Crește mult, crește mult. Acolo crește mult. Bun. Mergem rapid până la final, vedeți procentele încep din nou să crească, ne oprim aici. Uitați, pentru... iar cresc pe urmă, vedeți, exact, 48 și se opresc în 50, o să vedeți. Haide în 50 să... rămân fixe, 30,84. Haideți să mai derulăm, vedem ce se întâmplă, uitați. Practic în 50, vedeți, 30, după care avem cei pensionați în 2020, 2021 și 2022. Aici intervine coeficientul de corecție. Exact. Pentru acești bărbați, atenție, pensia în punctaj va scădea. Vedeți? Și uitați, din 2020, când este coeficientul cel mai mare, 1,41, e minus 0,71, scade. Breaking news acum, doamnelor și domnilor.